intră la asta spuneți într-o situație ipotetică. Nu e ipotetică, asta e științific ce s-a făcut. Într-adevăr, lucrurile au existat niște contracte, lucrurile s-au derulat, exista un proces. Așa se face, doamnă. Ce trebuia să facă premierul României? Nu trebuia să aducă la cunoștința noastră a tuturor că există nu, acest risc? Trebuia să spună, așteptăm să se pronunțe, așteptăm să se pronunțe rezultatul medierii, da? Pentru că... Nu poți tu ca premier să te dai întreb despre o acuzație asupra unui om politic. Ce iese? Cum iese? Cum iese premierul și spune? Premierul iese și spune, nu mă pot pronunța, așteptăm să vedem care e decizia justiției. Serios? Și aici vine și se antepronunță. Nu numai el, și alții. Vă aduc aminte că Boloș râdea. Este un limbaj comun între AUR și USR la momentul ăsta. Doamna Man, întrebarea este, a avut acces Marcel Ciolacu, au avut acces Marcel Ciolacu și Marcel Boloș la, nu știu, niște documente care ar fi indicat că pierdem procesul ăsta și de asta au vorbit public despre miliardele astea pe care le-am fi pierdut, dar până la urmă decizia a fost de a câștiga procesul. Cred că marea noastră șansă a fost o apărare extraordinară din partea acestei societăți de avocatură care a reprezentat România și care a avut o apărare impecabilă. Și eu cred că asta a fost șansa României. Păi vă dați noastră seama ce ar fi însemnat să trebuiască să dăm 6-7 miliarde. Noi ne punem problema de unde avem bani de pensii pentru bursele bătrânii noștri. Și ce s-ar fi întâmplat dacă aceste declarații de acest fel. De se mișcă bursele, 6-7 miliarde de euro. Ei au impact. Doamna Vacăriu, nu doar că a spus că suntem pasibili de a plăti aceste sume în urma deciziei Tribunalului de Mediere, sau cum îi zice. Își puneau deja problema eșalonării. Vă aduc aminte de lucru.